Suntem la Iași, în cartierul Tătăraș. E o stradă banală, nu ați spune. Și aici, unde mergem, e o curte absolut obișnuită. Dar în curtea asta se întâmplă miracolul. Aici punem suflet. Și aici o să cunoaștem un om, preotul Dan Damaschin, care schimbă lumea, dacă vreți, sau pune binele pe harta României. Comunitatea sa, Glasul Vieții, are grijă oficial, să spunem, de 10.280 de copii, dar în realitate eu cred că e vorba de 10.000 de oameni. Vreți să vedeți ce înseamnă să pui suflet? Vreți să vedeți cum se face bine în România? Și cât de obișnuit este binele? Haideți să vedeți! Suntem cu două zile înainte de începerea școlii, iar curtea preotului Damaschin este aglomerată. Nu doar cu noii veniți la internat, ci cu miile de copii care vin să primească haine și rechizite pentru începutul școlii. L-am îmbrăcat cu foarte bine? Da. Ce note trebuie să aduci tu acasă? Ce calificări trebuie să aduci tu acasă în condițiile astea? E, S sau care? Foarte bine. Foarte bine, da? Da. De bine, S sau de 10? 10. De 10, da? Așa, îmbrăcat de 10 ești? Da. Că ai nota care să vii acasă acum? Da. Cu ce note trebuie să vii acasă tu când vii la școală de acum? 10. De unde veniți, oameni buni? De la Drăgănești, Andrieșeni. Da. Andrieșeni? 5? Cu 5? 5 ați venit, da, să vă trăiască. Da, cea mai mitică. Asta e cea mai mică? Mare. Da. A, așa? El? Cel mai mic, 4 ani și o jumate. Asta e 4 ani da. Jumate? Și ea 8 luni are. Părinții și copiii lor sunt aduși la preotul Damaschin de voluntari, fie cu microbuzele, fie cu mașinile personale. Se adună uneori mii de copii în curtea părintelui și alergătura sa între sate numără sute de kilometri plus zeci de telefoane, așa că orice ajutor este binevenit. Noi venim aici în numele unei mari companii care are programe de ajutor în diverse părți din țara asta. La Profi mă refer. Cum vedeți colaborarea asta? Sau cum simțiți tipul ăsta de colaborare? Este prima colaborare care o am cu compania Profi. S-a implicat frumos în campania noastră cu Fetelul Inimă. Loc mai este. Dar mi se pare o mișcare foarte înțeleaptă din partea acestei companii și chiar aș arăta cu degetul, pentru că compania a înțeles cât de important este să investească în comunitatea din care se hrănește și ea până la urmă și din care se hrănește și cu energie, pentru că angajații Profi tot din acești copii vor fi recrutați, clienții Profi tot de aici vor fi recrutați și, sigur, oamenii care vor lucra pentru Profi tot din acești copii vor fi recrutați. În sensul că este o idee foarte înțeleaptă. Ce e harta asta, părinte, aici? Harta asta este cu zonele de acțiune. 10.282 de copii. Din zona aceasta sunt vreo 9.000 și mai am încă vreo 1.000 ce mult din toate celelalte zone ale țării. Sunt cam așa situația. Sunt în cel mai mare depozit al asociației Glasul Vieții, condusă de preotul Dan Damaschin. Știți ce vedeți în jur? Nu sunt doar haine, blugi, pantofi, ghiozdane, geci. E nebunie cu gecile astea de la Glasul Vieții. Oameni buni, așa arată binele. Aici sunt lucruri care aduc o bucurie și chiar mai mult de atât unor copii care nu au foarte mult. Nu aș suporta să mai văd o astfel de mamă, cum plângea mama când trebuia să adune banii de liceu și nu ieșeau, că la cartier nu se dea decât pe bani, nu se dea pe promisiuni sau la caiet. Și nu aș mai supăra să văd un copil care este efectiv vândut de părinți, că se practică în satele românești copiii care sunt vânduți pentru a paște nu știu, oile, nu știu ce zonă din sud, fete care pleacă de acasă la muncă în afară și știm că nu pleacă la muncă pentru că sunt efectiv exploatate, și oameni care renunță la demnitate, la credință, la familie pentru supraviețuire. Ei, gândiți-vă că acești copii sunt viitorul nostru, sunt cei care ne asigură perpetuarea speciei până la urmă.